Grupul Român pentru Siguranță Rutieră vă prezintă Via Vita. București, România, kilometru zero. Iată locul față de care s-au calculat distanțele rutiere pentru întreaga rețea de drumuri naționale. Aici încep drumurile noastre, aici începe Via Vita. Călătorul ieșea de bine cu drumul, spunea o zicală românească, dar cred că și drumul trebuie să fie bun pentru călător, să-i ofere siguranță, să-i ofere confort, să-i ofere calitate. Pentru că acesta este subiectul pe care îl vom discuta și îl discutăm de două săptămâni la Via Vita pentru siguranță rutieră. Așadar, bine ați venit în emisiunea noastră, bine ați venit pe drumul nostru despre siguranță și despre calitate. Am vorbit în emisiunea trecută despre calitatea drumurilor, despre oamenii de calitate care trebuie să lucreze în managementul calității drumurilor, mai precis omul potrivit la locul potrivit. Am vorbit despre un șantier național al calității și astăzi, împreună cu colaboratorii mei, domnul doctor inginer Cătălin Marin și domnul doctor economist Aurel Petrescu și împreună cu invitatul de astăzi, domnul doctor inginer și membru titular al Academiei de Științe, Victor Popa, vom discuta despre managementul calității, despre calitate, mai ales în domeniul podurilor, unde dumnealui este chiar expert, este probabil părintele podurilor moderne din România, are o experiență de aproximativ 50 de ani în construcția de poduri, așadar vorbim cu o legendă vie, pur și simplu, fără să ne codim. Bine ați venit în emisiunea noastră, haideți să pășim pe Via Vita și să vedem ce înseamnă calitate atunci când vorbim despre drumuri și mai ales poduri. Ați ales o temă deosebit de cingașă și dar foarte importantă pentru noi, pentru că este în țara noastră problema asta tratată nu așa de bine. Știm că problema calității a apărut în cele mai vechi timpuri. De-aia se și spune nod multa, sed multum, încă din vremurile cele mai vechi, adică nu mult cantitativ, ci mult valoare, adică calitate. Asta vrea să însemne nod multa, sed multum. Calitatea pornește de la două lucruri. În primul rând, trebuie ceea ce se realizează să fie de calitate și pentru acest lucru trebuie să ai o anumită educație ca să poți să asiguri, să înțelegi ce înseamnă calitatea și o anumită instruire care înseamnă să fii profesionist ca să respecti regulile pentru a face un lucru bun, un lucru viabil. Lipsa calității este dezavantajoasă, nici nu ne dăm seama cât de dezavantajoasă este lipsa calității. Pentru că din cauza lipsei lucrurile se degradează repede, ceea ce înseamnă că pe de o parte o să le folosim în niște condiții improprii, nu sunt la parametri la care au fost ele concepute, pe de altă parte se degradează foarte repede și asta înseamnă că ne costă foarte mult. Când faci un lucru de calitate, durabilitatea crește foarte mult. Deci importanța este tocmai aceea de a asigura durabilitate și din ce în ce se pune mai mult accent pe această performanță a durabilității, pentru că totul costă foarte mult și e bine să fim atenți cu acest lucru. Domnul Popa, în prezentarea făcută de dumneavoastră la început și ce am ascultat în cuvântul pe care în urmă cu o lună l-ați adus în fața membrilor Academiei
Am reținut multe din lucrările la care dumneavoastră ați participat și conferirea titlului care s-a făcut cu cea mai mare deschidere pentru noi care suntem mai tineri și care vă admirăm. Vă felicit pe această ocazie. Atunci n-am avut timp pentru că s-au îngrămădit tot să vă ia semnăturile. Aș vrea să discutăm puțin, dacă sunteți amabil, și cu domnul Marin Cătălin, despre factorii care determină calitate. Mă gândeam la factorii tehnici și cum influențează, la factorii de organizare și la factorii logistici, temeiului legal. Poate că ei sunt prea teoretici, dar în legea numărul 10 pe 95, așa cum a fost modificată, completată în 2016, s-au tot adus o seamă de modificări mai bune, mai puțin bune, mai europene, mai puțin europene, dar nu se discută nimic despre calitatea omului, calitatea elevului care se duce mai departe la universitate, care absolvă universitate și care, venit în producție, se întreabă unde e șantierul, el își închipuie șantierul că e un birou. Nu să se ducă pe câmp, să stea în amol, să fie cald, să fie frig. Pentru că sistemul de educație, pentru mine, acum, la începutul școlii, au început de curând școlile, nu mai începe 15 septembrie pentru că nu mai e luni. Băi, niciodată nu o să fie luni, doi ani la unul după altul lunea. Asta este. Fiecare ministru al învățământului a mai adus câte ceva nou și a mai șters câte ceva nou. Apropo, domnul inginer, aflu astăzi cu mare supărare că revista, gazeta noastră veche, de matematică și fizică, nu se mai editează și nu mai ai voie să faci cercetări, subiecte de analiză după aceea. Trebuie să studiezi neapărat după un manual. Eu știu că în învățământul nostru, holistic, dacă va fi vreodată sau nu va fi deloc, asta vom vedea, avem nevoie să știm ceea ce este în practică, cum aplicăm ceea ce învățăm. Și dumneavoastră ne-ați învățat o seamă de lucruri prezentându-ne din realizările dumneavoastră. Ca proiectant, apoi urmărit. Care vi se pare că din astea 3.000 ceva de poduri care sunt la drumurile naționale și câte ori mai fi pe care nu le știm pe la drumurile județene și comunale, principala hibă a lor, tehnică, economică sau logistică? De ce calitatea lor astăzi este mai precară decât celelalte, cu toate că au fost construite multe în anii 60 și rezistă. Și au trecut 50-60 de ani. Iar aminteam într-o emisiune anterioară că multe care s-au construit acum sunt soldate. Mă scuze, spectatorii, dar chiar telespectatorii, dar chiar așa, sunt la solduri trecute. Să nu ajungem ca revista de matematică și fizică să ne soldeze și pe astea cineva. Mă surprindeți cu ceea ce aud, pentru că pentru mine gazeta matematică și fizică a fost suplimentul de învățătură. Iubeam atât de mult această gazetă încât de mic copil simțeam nevoia să o am. A fost inventată de niște oameni foarte serioși, nu ca să așa să fie o revistă în plus, ce a fost ca să ajute la dezvoltarea științifică a unui om care dorește să progreseze mai mult decât este în manual. Decât este în manual, mai precis. Exact. Era o nouă calitate. Era un standard de calitate. Care te învăța să gândești, care Corect. Te învăța să treci peste niște bariere. Ba, dimpotrivă, chiar să treci peste manual. Păi exact. Trebuie să treci pe niște bariere, pentru că dacă nu ar exista acești oameni care trec de aceste bariere, lucrurile ar stagna foarte mult.
Cu alte cuvinte, învățământul de astăzi, din ăștia 4.000 câți erau, 4 milioane înainte de 93 milioane acum, și fără gazeta matematică, fizică, gata, s-a rupt. Nu mai e o problemă, că nu mai scrie gazeta de matematică și fizică de mulți ani. Vor ieși sub standarde. Da. Da, se folosesc de manual, care este așa cum este. Dar m-ați supărat cu ce am auzit. În mod intenționat am făcut-o. Zicem mai departe la subiectul nostru de calitate. Spuneam în general că toate lucrurile care se execută, care se fac, care se uzinează, trebuie să aibă calitate, ca să nu intervină acea degradare prematură, acea lipsă de performanță și să nu le folosești în condiții normale. Legat de poduri, calitatea trebuie asigurată încă din proiectare. Sigur că adevărata calitate se vede în execuție. Dar execuția, ca să poată fi ea de calitate, are nevoie de un proiect de calitate. Nu știu de ce s-a inventat acest sistem ca să se execute după niște studii de fezabilitate avansate cu niște cantități. Pentru că este deosebit de dezavantajos pentru constructor. Constructorul, ca să poată să asigure calitatea unei lucrări, trebuie să știe din timp cum să se organizeze, ce îi trebuie, ce materiale, ce utilaje, cum își organizează lucru, cum își depozitează materialele, cum le păstrează, cum le folosește în timp și cum le organizează să nu ajungă să se degradeze în așteptare, adică să le aprovizioneze la timp. Pentru asta trebuie să aibă proiectul complet ca desfășurarea lucrărilor să fie normală și științifică, ar putea spune. Noi din totdeauna am neglijat calitatea. Dacă ne gândim numai la acea propoziție care adesea se aude, las că merge și așa, asta s-a împământenit la noi și vă dați seama de ce așa, pentru că nu merge și așa. Dacă vrei să mergi așa, trebuie să te aștepți că nu ai calitatea scontată. Mi-aduc aminte că am avut nevoie odată să fac o lucrare de beton în care foloseam un beton special, din ăsta cu aditiv, cu un beton care trebuia să aibă aderență, care trebuia să aibă o anumită lucrabilitate, o anumită contracție și am apelat la un muncitor care lucra cu beton. Tehnologia era ca întâi să pui materialul în care trebuia să adaugi decât apa. Materialul respectiv conținea agregate, ciment, conținea aditivii necesari, decât trebuia să-i pui apa care trebuia să fie în cantitatea prevăzută pe instrucțiunile produsului. El s-a apucat și a pus apă și peste apă punea material de ăsta. Și am spus, nu... Nu se procedează așa. Uite, aici sunt niște instrucțiuni. Păi, mă înveți dumneata pe mine, domnule, eu de 20 de ani fac betoane, domnule, și torn betoane. Vedeți, betonul și mai ales betonul armat și apoi betonul precomprimat sunt niște științe, de fapt. Se fac cu știință, nu se fac după ureche. Nu, e simplu să amesteci agregate, ciment și apă și să zici că e beton. Trebuie să știi precis în ce proporții, trebuie să știi precis cum lucrează ele, trebuie să știi cum îl torni, cum îl vibrezi, cum îl îngrijești după ce l-ai turnat. Adică nu este numai betonul, ca să nu vorbim de armături și armari și așa mai departe. Deci
trebuie, spuneam la început, că îți trebuie o anumită educație, să ai conștiința de a face lucrurile de calitate și îți trebuie instruire ca să respecti metodologia de realizare a acelui lucru. Am avut șansa ca la o conferință în Suedia în 2000. După conferință, totdeauna are loc o vizită tehnică. Fiind vorba de poduri, am fost duși la un pod în lucru, într-o zonă în care era un fel de parc, adică o zonă, chiar șantierul se lăuda că este un șantier ecologic. Un șantier ecologic în care acolo nu se foloseau ciocane, nu se foloseau utilaje sau unelte care să facă zgomot. Am intrat acolo, într-adevăr, în pădure, numai șantierul era un adevărat parc, sediul șantierului. Când intrai în sediul șantierului, intrai ca într-un parc, cu flori, cu alei frumoase, cu plantații, era o splendoare, nu îți venea să mai pleci ce era acolo. Asta era șantier, iar sediul șantierului. Iar ce se lucra, în loc să auzi ciocane și zgomote și se auzeau ciripit de păsărele, se auzeau foșnetul, totul se lucra cu niște prese speciale, cu niște dispozitive care nu făceau zgomot deloc. Și o ordine extraordinară. Dacă mă gândesc cum sunt șantierele noastre, nu vorbesc de șantier ecologic, că nu e cazul. Noi nu dăm importanță la niște lucruri care ni se par mărunte, dar care sunt foarte importante. De exemplu, nu facem niște drumuri curate, betonate pentru acces, nu facem niște platforme corecte unde să se depoziteze și gândiți-vă prin ce noroaie se circulă pe șantiere, în ce noroaie se depozitează materiale, câte se degradează din cauza asta. Unele se depozitează pur și simplu, în loc să fie aranjate corect, așa, pur și simplu sunt basculante și așa sunt lăsate, fără să fie într-o ordine corectă. Se pierde foarte mult din treaba asta. Îmi permiteți că ați pomenit că de acest concept de calitate în relația cu mediul, sigur că nu se face, pentru că a face calitate înseamnă să cheltuiești bani pentru calitate. Și cred că asta a trecut undeva pe planul 2. Aș vrea să vă readuc un pic în faza de proiect, de proiectare, pentru că acolo este prima redută care se construiește a calității. Și vreau să vă pun o întrebare. De ce oare astăzi în proiectare nu se mai fac, alături de proiectul tehnic, de tare de execuție, și un proiect de tehnologie a execuției? În așa fel încât un constructor, pentru că această tehnologie e ca și o procedură, să știe unde să caleze o macara, cum să o caleze, cum să manipuleze elemente ale unui pod, în așa fel încât să se creeze eficiență. Eficiența înseamnă, în final, calitate, înseamnă costuri scăzute. Am mai spus-o și am spus-o și eu cu ocazia prezentării în 18 iulie atunci, că pe vremuri noi ca proiectanți nu proiectam numai proiectul cu detalii de execuție și cu calcule și cu măsurători. Proiectam, făceam proiecte și de montaj și de execuție. Adică constructorul trebuia să respecte acele proiecte și lucrau de pe proiectele de montaj, de execuție. Pentru că nimeni nu cunoaște mai bine o lucrare ca cel care a conceput-o. Sigur că acum, cu sistemul ăsta build design, proiectantul sau nu știu cum a ajuns, că nu se mai fac proiecte de montaj, de execuție, ci sunt lăsate în seama constructorului. Sau probabil, în implementarea sistemului de management al calității, după aceste standarde ISO 9001 și așa mai departe,
aceste proiecte oarecum au ajuns în niște proceduri care sunt depozitate în documentația tehnică și care probabil contează în faza de licitație, că acolo se câștigă punctaj, dar în final sunt trecute într-un sertar aruncate și nici măcar acele proceduri nu mai sunt consultate. Ceva nu este în regulă. Din cauza asta, constructorul bâșbăie la anumite lucruri. E normal să știi cum este dotat constructorul, cu ce utilaje, să te informezi și să aplici ceea ce este în dotarea constructorului. Dar, în același timp, sunt situații în care nu poți să faci lucrări cu ceea ce este dotat constructor. Și atunci ar trebui să știe și să se doteze corespunzător ca să, de exemplu, ai demontat niște tronsoane foarte grele de metalice sau de beton. Trebuie să ai macaraua corespunzătoare sau dispozitivul corespunzător pentru montarea lui, pentru manipulare, pentru montare. Toate astea trebuie cunoscute și să le ai la îndemână. Domnul inginer, mai sunt multe de spus, pentru că avem timp. Până 2018 tot o să discutăm, poate aducem un omagiu drumarilor și nu numai. Cine știe. Discutam adineaurea la intervenția mea că unul din factorii care determină calitatea sunt factorii financiari. Credeți că lipsa continuității asigurării surselor de finanțare determină în mod curent ca astfel de dotări de care vorbeați dumneavoastră, ale constructorilor sau ale celor care efectuează controle de calitate, ar trebui să fie regândite, să se facă un nou sistem și să se înceapă o lucrare numai dacă sistemul de finanțare va fi asigurat, pentru că noi asigurăm o anumită valoare în buget. De obicei, vedem chiar cifrele din zilele de astăzi, nu se consumă sursele financiare, se redistribuie. Constructorii, pe bună dreptate, și proiectanții încep să execute anumite lucrări și sistându-se lucrările și sursele de finanțare, acei constructori care chiar doresc să finalizeze și sunt destul de mulți constructori români buni, ajung în stare de faliment, ca și proiectanții. Deci factorul, după părerea mea, factorul de calitate important, sursa de finanțare, ar trebui regândită, reanalizată și reașezată acolo unde este locul. La piață, dacă mă duc să cumpăr un produs și am numai un singur leu, nu mai e niciun produs cu un leu, nici mărarul nu mai costă un leu. Nu pot să-l cumpăr. Deci nu pot să angajez un proiectant de talia dumneavoastră sau un constructor de talia celor care, nu vreau să le dau numele, care nu pot să ducă o lucrare la bun sfârșit. Și atunci calitatea se sistează o perioadă bună de timp, materialele se degradează și ajungem la lucrările care nu mai pot fi finalizate. Și sunt o grămadă începute. Ca să dau pe interesul tuturor, vin cu un exemplu dintr-o zonă a Bucureștiului, este zona Politehnică Lujerului, să spunem așa, unde este un parc. Un parc care se renovează, dar se renovează de câteva luni bune. De câțiva ani. În momentul în care se oprește o lucrare, vorbeam chiar într-o emisiune trecută despre asta, în momentul în care se oprește o lucrare, trebuie să existe niște costuri de întreținere a lucrului care s-a făcut deja. Ori aia, dacă sunt banii aia sunt consumați, întreținerea asta din bugetul așa, e clar că banii care rămân se vor folosi și materialele sau calitatea sau graba muncitorilor ca să termine mai repede va duce implicit la o scădere a calității. Stați puțin, că graba nu mai este grabă, că de-aia durează și așa de mult o construcție peste duratele normale, normate, ca să zic așa, pentru că în condiții improprii de lucru, treaba merge mai încet, nu se poate desfășura normal. Te încurci, te răsucești, iei materiale, le muți de acolo până acolo, ți-a timp ca să le muți, să le sortezi, când puteau de la început să fie
organizate în felul ăsta. Așa. Deci pierzi foarte mult timp. De aceea la noi durata construcției, a execuției este foarte mare în raport cu cât ar trebui să fie. Nu se lipsește proiectul care să-l ajute pe constructor să se organizeze, lipsește această atenție acordată pentru lucrările conexe, care te ajută să lucrezi corect. Vorbim de două sisteme de calitate acum. Sistemul de calitate al construcției în sine, al realizării unui proiect, pe lângă calitatea în sine a proiectului, să spunem așa, adică sunt două lucruri puțin diferite. Deci vorbim de un șantier, cum povestea dumneavoastră, cel din Suedia, care era foarte bine organizat, inclusiv se auzeau păsărele și frumos și așa mai departe, unde lucrurile decurgeau normal și unde evident că și produsul final finit era calitativ superior față de multe altele pe care le-am putea întâlni în alte părți. Dar vorbim și de faptul că această organizare implicit duce la calitate, la calitatea produsului final. Leo, domnul inginer, în nu numai București, dar și pe drumuri, că sunt județene, că sunt comunale sau naționale, șantiere mai cunoscute sau mai puțin ascunse, sunt o seamă de plăci mari, cu termen de execuție, termen de începere, termen de recepție. Și am avut și eu curiozitatea, și probabil pentru emisiune voi arăta când trebuia terminat o lucrare acolo, cu autorizație dată, semnată, însușită, da, și șantierul mai este încă în construcție. Leo a vorbit de vizite, sunt o grămadă, ba, șantierul nu numai de acolo. Dacă ne ducem la șantierele din zona spitalului municipal, ale metroului, ce implicații au asupra siguranței rutiere, vă pot spune că se circulă bară la bară, poluare, mediu, nu mai există niciun fel de pom, i-a tăiat pe toți. Casele se dărâm acolo și nu sunt puține. Deci ce legătură poate să existe între cel care a dat autorizație și l-a obligat pe constructor și pe beneficiar să spună că se va termina lucrarea la data de că durează 12 luni sau 24, cel care vine și vizitează și probabil că unii știu să citească cu ce scrie și el vede că lucrarea trebuie terminată acum 2 ani. Lipsesc proiecte, lipsesc surse de finanțare sau lipsește un concept nou privind elaborarea unui proiect cap-coadă. Deci este o întrebare... Putem să ne referim chiar și ca ca un lucru care vă e drag dumneavoastră pentru că l-ați realizat, podul de la Agigea, care este de altfel, făcând legătura și cu manualele, un pod oarecum ieșit din manuale, pentru că este primul pod hoblonat din România, dumneavoastră ați adus ceva nou. Vorbiți de podul vechi. De podul, da. Da. Așa, și care acest pod trebuia de mult să fie reabilitat. Iată că n-a fost reabilitat. Am circulat mulți către mare pe el și probabil am trecut printr-o zonă, să spunem, cu mici probleme de siguranță rutieră. Sau mari, nu știu să vă spun acum, dumneavoastră știți mai bine. Dar exact mergând la ideea domnului Petrescu, deci aceste lucruri, aceste întârzieri, Vedeți dumneavoastră, dacă podul s-ar fi făcut de la început cu niște hobane de calitate, din păcate noi nu le aveam la data respectivă și a trebuit să improvizăm aceste hobane, nu s-ar fi întâmplat. Hobanele ar fi fost bune și la ora actuală. Lipsa de întreținere și neobservarea la timp a degradării acestor hobane a făcut să trebuiască să fie schimbate. Schimbarea lor în exploatare nu este așa simplă. Nu este simplă pentru că nu se pot, e periculos pentru circulație să nu întrerup circulația când ele se montează la înălțimea mare a pilonului și să scadă cumva ceva de acolo nu este bine. De aceea durează mult.
Vedeți, orice lipsă de calitate te duce până la urmă, și bineînțeles, sunt și lucrări scumpe acum, te duce la pierdere de timp, la întreruperea traficului, circulației. Deci pierdere de bani. Pierdere de bani. Și dintr-o parte și dintr alta. Adică sunt păgubiți și clienții care merg pe drum, adică care folosesc utilizatorii drumului respectiv. Aș vrea să reamintesc specialiștilor care ne urmăresc că după 90 a fost implementat în cadrul administrației de drumuri la data respectivă un proiect elaborat de Banca Mondială care se cheamă HDM, adică managementul activității drumurilor, tot ce înseamnă drum, drumul, știm că înseamnă și poduri, înseamnă și lucrări de artă, conexe, zidul de sprijin, consolidări și așa mai departe, care are două componente majore. Componenta de PMS, adică cea pentru drumuri, managementul activității de întreținere a drumurilor, și BMS, managementul activității de întreținere a podurilor. Au fost vremuri când în cadrul direcțiilor regionale se făcea revizia podurilor. Asta presupunea ca specialiștii din secții, districte, aveau obligativitatea ca primăvara, dar și toamna, să facă o inspecție, să întocmească niște fișe și să constate starea tehnică a podului respectiv, în așa fel încât să poată să intervină la momentul oportun prin lucrări de întreținere sau chiar reparații capitale. Cu scuzele de rigoare, propun să discutăm acest subiect în emisiunea următoare, fiindcă nu ne mai permite timpul acum. Așadar, stimați telespectatori, vă invităm la o nouă emisiune Via Vita pentru siguranță rutieră săptămâna viitoare la aceeași oră, 9:30, pe postul Nașul TV, unde vom discuta în continuare despre calitate, despre managementul calității și despre calitatea în domeniul podurilor, avându-i pe stimații colaboratori ai mei ca invitați în aceeași formulă. Vă mulțumesc, vă așteptăm săptămâna viitoare. Mulțumesc. Mulțumim. Via Vita v-a fost prezentată de Grupul Român pentru Siguranță Rutieră.